Maria Ploaie și Tudor Gheorghe în Arhanghel. Poem eroic în proză de Vasile Lupaș Sfinteș. Muzica Marius Hristescu. O producție a editurii Rea. Bate pietrare, dăltuiește și nu mai lăcrima ca o muiere din cele slabe. Mă vezi pe mine că plâng? Oh, tare mai seamănă slovele tale de piatră cu oasele albite ale celor stinși. Să învețe piatra asta povestea lui Stroie și să o spună tuturor celor ce se vor petrece peste aceste pământuri până la capătul veacurilor. Ca mâine ne vom trece și noi, eu mai acum, tu peste mulți ani, că doar ești mai tânăr și în putere. Dar până ni s-or închide ochii, să pomenim pe bunul meu Stroie între cei drepți, că mult bine a făcut neamului nostru. Bate pietrare și spune așa: iar jupânul Stroie atâta nevoie pre creștini văzând, stătu împotriva tătarilor de se lovi cu cumnatul hanului și-l înjunghe pre tătar. Și dintre acel război se răni la obraz și peste 3 săptămâni se întâmplă moarte. În luna lui octombrie, 2 zile, Văleatul 7110. Și nu fu prevoie câinilor de tătari. Dumnezeu să-l ierte. Of, tare mai seamănă slovele tale de piatră cu oasele albite ale celor duși. Mi se face rece când le văd cum prind trup din mâna ta și știu că ușor nu ne va fi să ducem la capăt ce-am jurat. Dar tu să nu te sperii, să stai aici lângă mine până îi sprăvești. De veninul diavolilor care dau târcoale sufletului când trece dincolo, o să ni se arate năluciri de foc și tare multe grozăvii. Atunci să te uiți către mine și să zicem deodată: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă, Doamne, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Amin. Așa se cade. Să punem început bun la orice lucrare. Și tot vorbele astea sfinte ne vor ține în pază
când ne va fi mai greu. Iar dacă ți se vor lega gura și mâinile, să taci colea lângă mine, cu ochii spre icoanele mari împărătești, dar de fugit să nu fugi, că nu se cade să ne cinstim cu frica noastră viața unui așa viteaz fără seamăn. Adevărat, viopăneasă Sima, pustia n-are vămi, doar cerurile au. Duhurile necurate năvălesc pe pământ fără stabilă și nu se sfieză de abuzna chiar în Sfânta Biserică. Dacă nu găsesc aici straje de rugăciune limpede și trudă curată a sufletului către Dumnezeu. Lasă-le să vie. Eu n-am să fug, n-avea teamă. De când m-am ridicat mărișor, am tot tânjit să merg și eu la oaste ca toți bărbații. Mihai Vodă nu m-a primit și oricât m-am rugat de el și de capitanii oștirii noastre, au ținut-o pe-a lor. Că rostul meu nu e să pierd cu sabia în mână, ci să duc meșteșugul tatei mai departe, să învăț și pe alții să scrie în piatră. Mare rușine mi-au făcut. De parcă nu puteam să merg ca oamenii întregi la oastă și apoi să cioplesc lespezi, cruci sau ce-o mai fi vrut, domnul Mihai. Măcar în ceasul ăsta, când e prea târziu, să mă arăt și eu vrednic. Să nu vorbești cu păcat, pietrarule. Vodă nu te-a făcut de rușine. El nu s-a gândit nici la dumisale, nici la tine, nici la netoții care atât au mai râs și te-au nedreptățit, crezându-te un fricos fără de vlagă. Mihai și Stroie și frații mei ceilalți, cu toții au gândit doar la creșterea țării, la vremurile ce au să vină după ce războaiele se vor sfârși. Să avem și noi biserici înalte și căști frumoase, înflorate de tine și de ucenicii tăi. Să se sfârșească războaiele, jupâneasă. Să fie adevărat că va veni și vremea aceea. Oare când ne vor lăsa mai mari lumii în pace? Întrecerea lui pe pământ omului este scris să cioplească și crucile părinților și leagănul copiilor. Așa ne este dat. Nu mai smintiți să răzvrătesc împotriva legii. Dar nu este scris să cioplim arc sau sulițe, să meșterim scut mai îndărătnic decât firul vrăjmașului. Asta vine din răutatea omului, nu din rânduiala lui Dumnezeu. Da, cine să mai priceapă? Parcă întreg neamul omenesc și-a pierdut mințile și se tot războiește până o să pierim cu toți, buni sau răi, la oaltă. Cine mai știe, pietrarule? Poate năvălirile se vor sfârși când nu va mai fi nimic de luat din țara asta. Dar asta va fi peste multă, multă vreme. Se va scurge noian lung de veacuri și noi... Noi nu vom mai fi nici în amintirea oamenilor de atunci. Cu dreptate greiești, jupâneasă. Pământurile sunt bogate, Dumnezeu ne-a dat cât să trăiască 10 neamuri, nu doar al nostru. Iar asta stârnește încoace lupii năsătui din toate zările. Așa a fost și acum cu tătarii lui Gazi Ghirai. Așa a fost. Așa am prins de la părinți și de la bunici. Așa a fost la noi mereu. Lupte și jale și iar război și iar îngropăciuni. Și prea puțin tihnă. Tihnă. Oh, jupâneasă Simă, ce-o mai fi și aia? Poate alții prin împărățile de neapus, departe de păgânii ce ne bat mereu în poartă cu iataganele lor însângerate, să știe ce-i pacea.
La ce am trăit noi, pietrarule? Dumnezeu știe. Tu să sapi în piatră răul și zadarul nostru. Eu... Eu să ce? Iar vorbești cu păcat jupâneasă. Fără tăria ta, care a fost și sprijin și a fost frumos, Stroie n-ar fi avut nici el vlagă să ducă toate câte a dus. Știi bine ce l-a mânat și l-a apărat în toate războaiele. Dragostea lui pentru tine a ars și a înflorit atâția ani și a dat în clocot ca un blestem când a fost să stea în fața tătarilor la Șerpești și mai înainte la Putineiu sau la Stănești, unde s-au stins toți băieții lui Mircea. Peste tot i-a bătut și i-a alungat înapoi în pustiurile de unde veniseră. Puterea cea mare i-au dat-o grija țării și dragostea pentru dumitale. Mai acum la Tișani, de unde i s-a tras moartea, tot cu gândul la domnia ta s-a bătut. Mult te-a iubit. Să mă crezi, jupâneasă, că lupta asta am văzut-o ca Evea. Și mai știu că iar te-ai înveșmântat ca un bărbat și ai vrut să pleci la oaste între Arcaș, dar nici ca Stroie te-a aflat și te-a trimis înapoi acasă. Nu te încrunta, Simă. Știi și tu prea bine că femeile n-au ce căta la război. Grozăvile de acolo nu e bine să le poarte în vise cele ce nasc prunși. Spaimele celea ar face solzi pe sufletele copiilor nenăscuți și s-ar sfârși lumea de rău celor zămisliți în așa neguri. Nu mă răbda inima să-l las singur, pietrarule, și singur a ajuns să lupte. Dacă aș fi fost acolo, aș fi călcat cuvântul dat tătarilor și l-aș fi săgetat pe mârza cumnatul hanului dinainte să înceapă lupta. Pe mârza l-am văzut și l-am auzit de aici, cum după atâta luptă și atâta moarte s-a gândit spurcatul să iasă în fața oștirii lor și să cheme la luptă bărbătească pe cel mai viteaz dintre ei noștri. Era mare și puternic păgânul. Era tânăr și mlădios ca un zeu înghițitor de oameni. Românii s-au dat cu toții în lături și au privit către Stroie, ca spre unul pe care îl știau mai priceput în meșteșugul negru al războiului. Nu te mira, jupâneasă Simă, așa le ia Dumnezeu mințile celor trufași. Când i-a văzut părul alb, a răgnit cu scârbă că el nu se bate cu moșnici și mai striga că o cucuvaie, că românii au ajuns de rușinea lumii dacă trimit la luptă așa bărbat trecut, că între junii noștri nu mai e niciunul cu inimă. Sălbaticii din spatele lui s-au pus și pe râs prostesc, dar au tăcut pe dată când Boier Stroie și-a mânat calul până în fața lor. Și de acolo, singur, departe de ei noștri, fără nimeni să-l apere, la trei pași de ordia tătărască. Părul lui frumos, coborât mai jos de umeri să zbătea smucit de vânt ca un steag nălbit de vreme, de parcă ar fi vrut Dumnezeu ca toți creștinii și păgânii să-l vadă mai limpede pe cel care pentru cruce și pentru oameni își punea viața. E adevărat, pietrarule, că nechipzuitul acela a râs de Stroi al meu? Și-au înghițit sudârmile și râsul păgânii. N-au știut ce să mai spună la așa curaj de mai auzit. Apoi mârza, cu rângetul șters de pe chip, a dat să-și tragă calul înaintea lui Stroie să se salute, cum se cuvine unor viteji, și să înceapă lupta pe care el, prostul, o abătuse asupra sa. Dar roibul tătarului s-a speriat de fierbânța din ochii românului și a tot tras în lături cât mai la fereală de pârjolul lui Stroie. Într-un târziu păgânul a descălecat și de ciudă a spintecat cu sabia bietul animal. Stroie, împietrit la chip, a așteptat fără o vorbă
iar cântătarul a suit în șaua altui cal, a dat năvală peste el și l-a tot izbit cu puterea lui ureșească, de l-a zdrobit, i-a zdrobit scutul, l-a aruncat jos și l-a călcat în copitele calului. Lovea și tătarul, ca o găină tăiată, dădea fără noimă din mâini și din picioare, doar l-a oprit cumva pe valah. Doar o zgârietură pe obraz, atât a putut să-i fac, atât. Apoi Boier Stroie l-a înșfăcat de ceafă, l-a târât până în fața hanului și l-a sfârșit acolo. Au moțit tătarii cu totul și a fost rândul lor noștri să chiuie. Dar de râs n-au râs. Simt fricoșaseră și ei ca și tătarii. Se înfiripa în jurul stolnicului Stroie la vreme de furie mare ceva ca un nor negru și se făcea rece lângă el ca în crucea iernii. Pentru noi se arunca mereu în focul cel mai greu. Îl știam bun, dar tot ne înfricoșa. Prea era mare puterea lui. Fără grabă, fără să le arunce vreo privire, ca unora prea slabi să-l poată vătăma, Stroie a întors spatele păgânilor și a venit așa agale înapoi între ei noștri. Oh, dacă aș fi știut atunci că spurcatul de păgân își înmuiase iataganul învenind de șarpe, poate că aș fi scăpat viața omului meu, dar la așa zgârietură mică, cine să ia seama? Și uite că otrava i s-a întins în trup și mi l-a omorât. Eu am știut, mi s-a arătat, dar eram departe, eram aici, la Stănești, cine să mă audă? Când sângele a prins a șiruit din obrazul lui Stroie, mi s-a năzărit că cerul s-a întunecat și am văzut zburând în sus, în pâcla aceea, pe unul mare, albastru, care se așeza de ani de zile pe tur la bisericii noastre. Mi-a fost limpede că nu se mai întoarce și că nu o să-l mai vedem niciodată. Uf, clipe lungi inima mi-a bătut în dungă, mai să stea. Și-am priceput că vremea stolnicului Stroie ajunsese la limanul cel mare. Mintea a zburat din mine ca o pasăre speriată și sarea din oase mi s-a făcut grea ca de plumb. Am zăcut ca mort lângă rădăcina bisericii noastre, trântit cu capul lipit de zidul acoperit de brumă. Poate răceala aia care curăță tot răul ca argintul mi-a scăpat viața. Doar ea a mai stins fierbințeala care se pornise să mă mistui cu totul. Rămăsesem fără taica, muma, nici nu mai știu de când plecase și ea. Vodă era în pământ, pe mei mi-i furaseră păgânii. Acu plecase și neica Stroie, eu încotro să mai apuc. Târziu s-au pogorât din sfântul soare două raze, ca niște funii de lumină până jos, de-a dreapta și de stânga mea. Erau galbine ca cercurile aurite ale sfinților și am priceput pe dată că trebuia cumva să mă ridic. Le-am prins bine, înfășurat peste palme. Mi-au ars mâinile până mi le-au făcut carne vie, dar nu le-am dat drumul. Așa m-am tras de ele în sus până am izbutit să salt un genunchi de la pământ, apoi și pe celălalt. Carnea de pe mâini îmi sfâria și mirosea mie, ars, dar cale înapoi, în jos, nu mai puteam lua. În jur, florile se făcuseră de cinci stânjeni, iar copacii erau așa de înalți că norii abia le ajungeau până la primele crenguțe.
cocori strevezi băteau din aripi mari și suflul lor vălurea țarina peste care treceau de parcă era pânză din cea subțire. Băteau cu așa putere că într-un răgaz curt cât un oftat dădea ocol pământului. Mierlițele cântau cu glas de pământ și de apă, plămădind din cântecul lor oameni cu aripi în toate culorile văzute și nevăzute. Prin albile râurilor curgea lumină țesută din mulțime nesfârșită de scântei mângâietoare care băsmeau ca în clipita aceea când după o zi în care toate au fost bune, te afunzi în vis surzând. Toate împrejur erau mai mari decât neam omenesc și mai cu seamă decât mine. Poate îmi pierduse mințile, dar mi se arătau de-a valme atâtea, nu știu, poate abia atunci vedeam limpede în sfârșit. La 10 pași de mine l-am zărit și pe Boier Stroie. Era cu un picior pe scară înspre rai și cu celălalt încă pe pământ. Îl trăgeau în jos jalea și lacrimile noastre nevrednice. Tot încerca să urce, ca atunci când nu poți sălta în șaua unui atmăsar îndărătnic. De chinul lui am prins putere și am mers lângă scara sfântă să mă ghemuiesc la pământ, să calce pe mine, să-i fiu treaptă. Omul tău, Simă, mi-a mulțumit din ochi, a pășit pe spinarea mea și așa și-a început urcușul către Dumnezeu. Când ochii Duhului mi s-au închis ca să poată deschide și ei trupului, mi-am venit în fire. În locul în care mă făcuse movilă pentru Neica Stroie, crescuse acum o piatră mare și netedă ca în palmă. De acolo am luat încă fierbinte cu 4 cai din cei mari de povară și am adus-o aici să-i fie lustroie de lespede și de pomenire. Lasă, Nicolae, nu-mi mai aminti. Ai grijă să-ți iasă slovele frumoase și gingașe ca florile. Lasă sângele curs să se închege și să se mistuie în praful vremii. Ai și dumneata dreptate. Să-i lăsăm pe tătar și pe acângii cu răul lor. Spune-mi, de când erai codană și de cum l-ai cunoscut dumitale pe Neica Stroie? Cine mai știe, Nicolae? Cine mai știe câte au fost atunci? Parcă nici nu le-am trăit noi. Viața mea îmi pare cum o poveste auzită de mult, spusă de vreun străin de care abia mi-amintesc. Simt în suflet fiecare clipă a zilei de ieri, când Stroie era încă viu. Și mă doare fiecare gură de aer pe care o trag în piept azi. Despre cum eram noi tineri. Tineri. Nu mai știu nimic. Poate nici n-am fost. Să fie cu iertare, lăbunează Sima, dar e oare adevărat că pe dumitale te cunoșteau lupii din codru și se gudurau ca niște pui de cățel? Că așa te-a cunoscut Stroie? Așa am prins povestea de la ei bătrâni. Dar să iei vorbă proastă, știu că nu poate fi adevărat. Așa a fost, Nicolae. Așa a fost. Păi ce putere e dumitale? Ce putere e dumneata jupăneasă? Ori știi a face farmece și cunoști graiul fiarelor?
M-a ferit Dumnezeu de așa ispite, omule. Dar gura lumii, gura lumii niciun farmec alb sau negru nu o poate astupa. Atunci cum? Cum a fost cu lupii ceia? Că oamenii au scornit povești care mai de care mai minunate. Da, i-am găsit abia născuți, mai mult morți decât vii, lângă stârvul mamei lor. Zăcea săgetată de vreun nebun. Era lăsat acolo să-și dea ultima suflare. Puii se înghesuiau în ea și scânceau, speriați și de duhul morții și al vieții fără de mamă. Lupoaica am îngropat-o, iar pe pui i-am ascuns într-o scorbură din crâng. Oricât i-am îngrijit și le-am dat cele de trebuință, din 6 au rămas doar 5. Unul s-a stins și l-am pus în pământ lângă mumă sa. Când au mai crescut și-au prins glas, se jucau, săreau pe mine și strigau ceva pe limba lor, vesel și bucuroși de viață, întocmai ca niște copii. Ce să le fac? N-am spus la nimeni, ca să nu vie să-i piardă vreun vânător fără inimă. Și am tot avut grija lor până s-au făcut lupi zdraveni. Și s-au deprins cu domnia ta? Erau lupi din cei sălbatici din codru? Eu așa minune n-am mai pomenit. Vezi bine că erau lupi, dar nici fiarele astea, cât le știm noi de crude, nu și atacă muma. Iar eu le eram mumă, de când mijiseră ochii, alta nu apucaseră. De aici încolo știu povestea. În sat mersese vestea că din codru de pe deal se aud diavoli care glăsuiesc tot deodată cu voce de lup și glas de om, iar printre ei răzbate râs de femeie. O vrăjitoare de bună seamă că doar ce putea să fie. Vezi bine că eu eram vrăjitoarea, fără să știu. Ai noștri chemaseră preoți din sus de la Târgoviște să alunge duhurile necurate, dar nimeni nu se încumeta cu adevărat să vadă de unde vine zarva aceea. Până într-o zi, când după mai multe zile de pântă, tocmai pe când mă jucam mai fără de griji cu lupșorii mei, stroie dădune vala de încălare în luminișul nostru. Apucase buzdugan greu de putea fărâma cu el munții și mai să mă facă una cu pământul. Și te-ai izbit, jupâneasă? Nu prea cred, pentru că nu știu pe nimeni să fi scăpat viu de pălitura lunei castroie. Da, de unde? S-a oprit ca trăznit când m-a văzut și a priceput într-o clipită cine erau diavolii și cine era vrăjitoarea. S-a pus pe un râs sănătos și de bărbat în putere, de om fără frică, și m-a ridicat în șa ca pe un fulg. Mi-a fost teamă că lupii mei o să-l încaiere, crezând că mă fură sau mă vatămă. Dar stroie a slobozit din piept un răcnet, de-a stat și aerul pădurii în loc. Cine să mai îndrăznească să cate măcar către el? Lupii mei s-au așezat speriați la pământ și n-au mai mișcat. Ți-a fost teamă de el, jupâneasă? Nu mi-a fost, nu. M-a speriat mârâitul și răcnetul lui de neom. Dar în el era cumva rânduială și blândețe. Era poruncă fiarelor să stea la locul lor ca să nu le vatăme. Iar eu am uitat de sfială și m-am cuibărit la pieptul lui gros cât un stejar și am știut că el e omul meu, că de lângă el eu nu mai plec. Cum lucrează Dumnezeu, jupâneasă Sima? Stroie venise
să-și puie sufletul și trupul pentru liniștea lor noștri și Domnul i-a scos în cale iubirea domniei tale. Încurcate și duioase mai sunt căile. Și atât ne-a fost tihna. Clipele acelea scurte cât am plutit în brațele lui, înapoi către casă, atât. Apoi soarta lui Stroie și a mea s-au legat de domnul Mihai și liniștile noastre s-au spulberat ca frunzele uscate ale lui Brumar. Își punea să ierți vorba proastă, dar nouă oamenilor din popor, domnul Mihai ne pare mai mult sfânt decât om. Am stat și eu în preajma lui, multe am mai făptuit, peste puterile oricărui om din cât ți-am întâlnit și doar sunt umblat prin toate colțurile lumii. Adevăr, spun Sima, noi, care mai avem zile, se cuvine să mărturisim pe vodă și pe căpitani, tot așa cum apostolii mărturiseau pe Hristos. Ce să ier, Nicolae? Crezi că se afla în țara noastră vreun suflet care să nu cugete în astfel? Mihai, Stroie, Radu, Preda, Mihalcea, Turturea, Novac sau Marcu, de-i ziceau turcii Deli, nebunul, ori fi fost sfinți, arhangheli, sau doar oamenii lui Dumnezeu pe pământ, sau poate toate deodată. Acum că zisești asta, am prins inimă să spun ce n-am mai spus nimănui. Poate nu mă crezi. Era în noaptea de înviere. Cetatea Târgoviștei se luminase din biserică în biserică ca un cer limpede și înstelat. Nu era om să nu ții lumânare în mână și să nu cânte învierii Domnului nostru Iisus Hristos. După slujbă, a mers în urma lui Vodă și a căpitanilor săi până în fața palatului domnesc. Ca oricare voiam și o să mai stau aproape de ei câteva clipe să-i petrecem în semn de mulțumire. În pragul porții mari, Vodă s-a oprit ca trăsnit. A băgat abia atunci de seamă că din tot puhoiul ăla de oameni, Stroie era singurul fără de lumânare. Maria sa și-a lăsat capul ușor așa într-o parte, a milă și a drag. Pricepuse el prea bine că Stroie ținea dreapta pe sabia gata trasă din teacă, ascunsă sub caftan, și stânga pe hangerul de la breu. Și în pragul învierii, omul tău vrednicea să apere viața lui Mihai Vodă. Iscoade turce sau creștini hăiniți, tocmai să-l omoare, puteau pândi de oriunde. Cu grijă și iubire frățească, Vodă viteazul i-a prins ușurel mâna dreaptă, au băgat împreună paloșul mare înapoi în teacă și unde stătuse cu o clipă înainte crucea sabiei, Mihai a pus lumânarea sa. Am încremenit cu toții când mâna plină de răni a omului tău a fost sărutată de voievod. De bucurie și de dragoste au florit atunci la iveală aripile de arhanghel ale lui Stroie. Le-am văzut limpede, rotate, mari, cu carne și os, adevărate, nu închipuite. Și de așa, ca la păsări pe spatele mari, gata nu să zboare, ci să-l acopere și ele ca într-un cuib pe Vodă, dă fi fost să fie vreo primejdie. Atunci l-am știut pe Stroie că nu e om ca noi. Am văzut și alții și s-au înfricoșat, dar n-a vorbit niciunul niciodată de așa minune dumnezeiască. Uneori
Slăbănoaga de mine, mă gândesc că era mai bine dacă mi-l lăsa Dumnezeu om ca toți oamenii. Și mai nevolnic să fi fost să se cuibărească golea lângă mine de osteneală sau de frică, de ce-o fi. Da, să-l mai știu și al meu, să nu stau în fiecare zi cu grijă pentru viața lui. Nu m-a plecat cu trebile țării, l-am știut. Tot în frig și în ploaie sau în arșiță, prin cine știe ce pustietăți. Singur. Mereu cu sângele gâlgâind din câte o rană nouă. Las. A fost mai bine așa. Ați fost lângă domnul Mihai dinainte să ia tronul țării? Să-mi spui până s-o revizorii jupâneasă despre ei și despre tine. Că eu numai lupte închipuite am avut. În odaia mea și sus, pe dealul de zice muchea înaltă, vedeam mereu cu ochii sufletului fie ce război purta de voi. Așa am văzut și ultima luptă a lui Boier Stroie. Poate crezi că te mințesc, se poate că mi-a pierdut mințile, dar să știi că eu de adevărat le-am văzut. Așa har? Să sfidați-i Dumnezeu, Niculae? Nu mă mir. Am mai auzit de multe ori, dar la femei, la mamele care de atâta rugă pentru feciorii lor plecați la război, izbuteau a rupe ștergarul gros pe care depărtarea îl așează pe ochii noștri. Har, spui, jupâneasă? Poate. Sau poate pedeapsă. La Călugăreni, când au venit Sinan și ordia lui nesfârșită, am văzut iar aievea cum Stroie a ieșit în fața oștirilor și cu barda lui mare a tăiat brazda adâncă să fie turcilor de hotar. Până acolo, zicea el apăsat, că le dă voie păgânilor să înainteze fără să-i taie. Poate ai visat, Pietrare. Povestea asta o știe toată țara românească. Ai auzit-o pe undeva și ai crezut că ți s-a arătat. Toți povestesc de cum s-au minunat turcii de curajul lui și cum au încercat să-l săgeteze, dar el bătea săgețile cu palma și le dădea înlături de parcă ar fi fost niște muște amărâte. Și cum le-a dat hotar și poruncă să nu treacă încoace, și cum i-a împuținat ca un balaur înnebunit de gustul sângelui. Poate, dar mai știu, jupâneasă, că popa Stoica, când a fost la împărtășania de dinainte de luptă, l-a certat pe Stroie și i-a zis că prea este tos de moarte, că îl vede turbat cum n-a mai fost. Asta doar ei doi se cuvine să fi știut. Ei și eu. Doamne, apără și păzește, măi Niculae, dar tu chiar i-ai văzut? Mare minune de la Dumnezeu. Bici cu capete de fier mi-a fost minunea asta. Că eu am stat acasă ca nevolnici. Doamne, Doamne, cum mai fierbea mine dorul să apăr și eu pe vodă, să cate apric din goana calului și către mine Preda sau Mihalcea și să mă trimite să țin piept păgânimii până ori merge ei să izbească dintr-o parte sau din spate și să-i termine. Și eu ce făceam? Stăteam și mă uscam de-am picioarele și îmi pierdeam mințile de câte două ori după fiecare război de-al vostru. Cum de două ori, Pietrare? Așa cum îmi spun, întâiași dată când vedeam ca aievea cum ni se sting feciorii cu chiot de bucurie că mor pentru țara noastră românească, și a doua oară
când ciopleam crucile cele mari de piatră poruncite de vodă lângă fiecare sat. Atunci era cel mai greu. Lângă mine se strângeau mereu mamele celor duși să-și vadă și ele numele flăcăilor scrise în piatră. Erau mume de oșten, vezi bine, și nu se tânguiau ca babele, dar își fărmântau mâinile și își înfigeau unghiile în carne de sfârșa pământul din jurul meu ca un cerc de foc, ca un jurământ și ca un blestem. Atunci mi se întunecau mințele mai tare de milă și de ciudă. Ce le trebuie sporcaților care vin peste noi? Oare ei n-or avea mume? Din ce dihănii s-or naște astfel de oameni? Mame care să-și trimită copiii la război și jaf prin alte țări, eu asta nu pot pricepe. Oameni fără Dumnezeu, păgâni. Să știi, jupâneasă, că n-am fost nevolnic, cum mă râde lume. Nu m-aș fi dat în lături de la nicio luptă și n-aș fi fost din cei sperioși. Drept e că un singur om m-a lovit și lui nu i-am făcut nimic. Nu s-ar fi cuvenit. Numai lui i-am dat voie. Dar cine nu știe pățania ta cu vodă, Mihai? Păi te-ai izbit cu pumnul în obraz, de-am zis că te sfârșește. Iar tu, Niculae, nu te-ai clintit nici un pas. Și ne-a stat inima atunci la toți crezând că ai să-ți purci sufletul lovind pe vodă. Prea te-ai ținut tare unde altul s-ar fi prăvălit la pământ, parcă prinsese-și rădăcini. Cum să lovesc, jupâneasă? Doar vodă și-a pus oasele și sufletul pentru noi. Crezi că eu nu știam asta? Crezi că nu am așteptat pedeapsa încă de când am luat straie turcești și am coborât mai în jos de Dunăre? Taci, Niculae, taci, nu-mi povesti. Nu în noaptea asta. Taci și sapă în piatră povestea lui Stroie. Nu vreau să spui aici, în biserică, ce grozăvie ai făcut tu acolo. Nu vreau. Ba, să știi, Doamnă, să asculți și să știi. Am intrat hoțește noaptea peste Ahmed, pașa din Silistra, și am luat... Taci, Niculae, taci! Când te-am văzut intrând în curtea mare de la Târgoviște, năclăiat de sânge, cu tigvele turcilor atârnate în saci, de-a dreapta și de-a stânga șeii, am vrut mai întâi să-ți pup mâna și apoi să mă ascund de negura ta. De ce negură, Simă? Că am luat vamă diavolilor care de atâtea ore au venit peste noi și ne-au stricat viața cu totul? Că am împuținat din ei așa cum a făcut și Stroi al tău? A scuipat și alți suduit în urma mea. De ce voi eram urât? Ai adus și copii, Niculae. Țeste de copii și de femei de-a valma cu tigve de achingii. Să fi tăiat doar pe oșteni și pe bărbați, că doar nu ne-am sălbăticit de tot. Dar pe ce lume trăiești tu, jupâneasă? Pe mara mea, de mi-au luat-o cu pruncul tot în pântec și nu mai știu dacă-s vii sau morți. Ai întrebat-o de-o fi fost drept ce-am făcut? Dar pe Dumitru, pe toader băiețul lui Gheorghe, frate meu, morți când au dat turcii până din coace de Craiova, îi mai invit tu? De ce mă cerți? Urât veac trăim, măi Niculae, urât. Ne tăiem de-a valma om cu om și nu avem nicio zi de pace. Trăim, jupâneasă, trăim, ce să facem, trăim. Pe mine liniștea mă spăimântă mereu. Cred că prin țările cu pace
liniștea le priește oamenilor. La noi, cu atâția haini în preajmă, liniștea mi-e țiuită și mă răsună morțiu. Dacă nu dinspre turci, moartea aștea e ea despletita, cărarea dinspre tătari sau de sus, de peste munți, și mereu vin pe furiș, în liniște. Lasă că țara are bărbați să le țină piept la toți. Tu să-ți păzești sufletul și să nu mai faci asemenea spurcăciuni, că și-a Dumnezeu mâna de pe noi. De asta te-a izbit și domnul Mihai. Ba n-ai priceput, jupâneasă. Lui Vodă i-a fost teamă că nu mai are cine-i săpa pietrele și cine-i ridica crucele fără de moarte. Și n-a suferit că i-am ieșit din poruncă. Crezi că oțelul din pumnul lui m-a durut? Că mi-a spart pometele, am răbdat eu bine, fără geamăt. Dacă mi-a prins capul în palme de era să mi-l trosnească și mi-a lipit ochii de-i lui, asta a fost peste puterile mele. Căutătura lui Vodă, speriată, furioasă, îngrijată, mă doare și acum. Mă doare că l-am amărât, dar trebuia să merg. Vodă m-a săgetat cu uitătura lui vulturească și asta am dus, doar meritam. Dar apoi, fără să știți voi, a lăcrimat că mă lovise și a plâns de grijă strânsă în el că nu mă mai întorc. Am mai stat așa mult cu fruntea lipită de-a mea, cu degetele lui rășchirate înfipte în oasele capului meu, ca să nu-i știți voi lacrimile. Voia să-l credeți furios, dar noi plângeam. Plângeam ca doi frați de sânge, ca doi bărbați cu lacrimi ascunse în ceruguri. Așa a știut el să-și ceară iertăciune că mă părise. Iar eu am plâns de rușine că am fost slab și era să risipesc de furie necugetată viața mea și pungile grele cu galben pe care măria sa le cheltuise pentru a mă școli tocmai pe la Veneția. De sânge închegat și sânge proaspăt, spărtura am semăna cu un cărbune încins în pomete, iar Vodă se cutremura întrascuns de câte ori îmi vedea rana în zilele ce au venit. Pentru tremurul acela, știut doar de noi, mi-a fost mai drag decât pentru toate luptele lui cele folositoare. Pentru mine, el a fost voivod și frate și tată. Așa au fost ei toți. Acum s-au stins. Stroie era mereu cu grija de noi. Of, măi, Pietrarule, toți ai noștri cei blânzi se sting înainte de vreme. Oare cine să rămână după ei? Crezi că s-o pierde neamul nostru de atâtea războaie și pieire? Peste poate. Uiți-mă că înaintea noastră s-au izbit de toate semințiile lumii Vlad Vodă, de zicea Drăculea, și mai înaintea lui Mircea cel Mare și Basarab, și câți ori mai fi fost de nu-i mai știm. Cum să ne stingem? Cât timp stăm în credință și în dreptate, va lăsa Dumnezeu și țara românească întreagă, nerobită. Să ne vedem de sufletele noastre și va ști el, Domnul, să aibă grijă de noi. Da, Niculae, să ne ținem sufletele tari în urgia veacului ăsta scăldat în sânge și să mergem înainte cum ne-au lăsat porunca Vodă Mihai și Stroi al meu. Mergem, jupâneasă. Nu-mi face tocmai noi neamul de rușine, taman acum, după ce Vodă a adus toți românii sub un schiptru,
Socot că de aici înainte ne va fi mai ușor să ne ținem tari și să ne ridicăm iarăși între împărățiile mari ale lumii. Acum știm unii de alții. Dar mai zi-mi, mai zi-mi de Stroie. Ce-i jupăneasă? Ce te-ai albit așa? Ce ai? Taci! Taci, Nicolae! Taci, roagă-te! Ești ostenită, jupăneasă, și ți-e sufletul negrit de jale. Mi-a zis să stăm cu băgarea de seamă, că va fi să ne încolțească duhuri curate, că nu putem termina piatra lui Stroie. Uite că mai e puțin până în zori și n-am pățit asemenea grozăvie. Taci, Nicolae! Nu pricepi? Ne-a înșelat ucigăltoaca. Te-am pomenit numai de sânge și ucideri aici, în Sfânta Biserică. Ne-a înșelat, Nicolae, și noi am fost tare slabi. Tu, Doamne, apără și păzește. Ai dreptate, Simă. Hai de grabă să aprindem toate lumânările, să scotocim prin toate cotloale întunecoase, să zgornim cu făclie de rugă toată scârba și viclenia care au dat peste noi. Aprinde-le pe toate și pe cele mari, așa, să luminăm ca în rai și să ne ținem mai deștepți de acum. Gata, jupăneasă. Ia uite, ia uite cum pâlpăie de lumină toată biserica. Parcă joacă încetişor a bucurie și sfinții din pereți. Văd, pietrarule, asta e bucuria lui Dumnezeu, când sufletele oamenilor se trezesc și nu se mai lasă amăgite spre deznădejde. Da, așa e. Parcă joacă și ei de bucurie. Da, da, ia uite-te mai cu băgare de seamă. Uite unde am pus noi lumânările mai îndesite și uite, uite unde pâlpâie mai tare lumina. Jupâneasă Sima, sunt vii! Vino lângă mine și îngenunchează. Sunt vii! Dintre toți sfinții doar arhanghelii purtători de sabie, Mihail și Gavril, au rămas tană ca atunci când îți vine rândul la strajă. Toți joacă în lumina tremurată a treziei noastre. Doar ei păzesc. O, să mulțumim iarăși lui Dumnezeu că ajută sufletelor și ne arată a evea adevărul credinței noastre. Să mai zicem o rugăciune jupâneasă, una de mulțumire. Am să-ți spun, pietrarule, rugăciunea și poruncile neamului Basarab, pe care nimeni din popor nu e rânduit să le audă. Poruncile astea le dau voivozii noștri către pruncii lor de când s-a făcut țara românească. Eu și Stroie am fost lângă Mihai Vodă când a venit vremea să le spună și el feciorului său Pătrașcu și le-am ținut minte. Era ca acum noapte în biserica mare din Târgoviște și sfinții dănțuiau și atunci de bucurie că nu ne pândea nicio primejdie. Din Basarab în Basarab se zice așa: să nu pui niciodată viața ta mai presus de viața țării, să nu-ți tocmești veșnicia sufletului pe desfătarea trupului sau pe mânia de o clipă a inimii. Ești neam de Basarab, ne-am rânduit să fie mai mare peste neamurile Valahiei. Să nu te lași niciodată de slujba ta, oricât de greu ți-ar fi.
Dacă Dumnezeu te va vedea trudind, va face El să fie bine până în ultimul ceas. Să pricepi tu, să spui și altora că ești un mare stăpânitor peste o mare țară. Țara românească nu este mai prejos de nicio împărăție. Să prețuiești la fel de mult învățătura poporului tău ca și vitejia oștenilor. Fără una dintre aceste două, țara se va nărui. Să nu dai dreptatea pe pace, pentru că nedrepții se vor întări cu ea și cu timpul nu-i vei mai putea răpune, iar răul lor va împărăți lumea. Să te bați cu toată puterea, ca în Moldova și în Transilvania, să fie voivozi buni și curați. Să cinstești pe doamna țării și pe toate femeile de rang sau din popor, căci ele sunt icoane ale Maicii Domnului. Să cinstești și să pomenești mereu în rugile tale pe toți ai noștri adormiți, căci fără de lupta lor, astăzi am fi fost slugi. Când Dumnezeu te va binecuvânta cu prunci, să duci mai departe poruncile ce primești acum. Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne ajute, jupâneasă! Acum povestește-mi, rogu-te, numai lucruri frumoase din zilele voastre d'albe. Mai uită luptele. Să nu ne lăsăm înșelați iar de cel rău. Spune-mi, când ai știut fără de tăgadă că e om bun? Cât doar el părea urs ca urșii din codru, aspru la chip și la vorbă. Mulți se temeau de el. Dar ia stai o țără. Stai să spun eu când mi-a fost mai drag, când am văzut mai limpede lumina cea blândă din ei. Erau la Vidin, mai în jos de Dunăre, cu duhul și trupul sleite după atâta luptă. Pe păgânii puseseră pe fugă, dar războiul fusese greu tare. Vodă Mihai se dea răzima de zidul cenușiu al cetății. Lângă el erau Preda și Novac, cu vlagă rămas în ei cât să nu cadă din picioare. Stroie se ținea tare la 10 pași de ei, sprijinit în paloș. El păzea, ca întotdeauna. Auzi, Predo, zice deodată Vodă, văzui pe unul care trecu pe aici. Semăna bine de tot cu mine, dar nu cred că eram eu. Și s-au pus pe un râs, soră Sima, de ziceai că-s copii fără griji. Au ohotit până s-a scuturat tot sângele de pe straile lor. Vezi că îngerii din ei scăpărau pe dinăuntru cremene să țină mocnit jarul nevinovăției în pustiul cela de moarte și de spaime. Acu iartă, zi dumneata, cum era Neica Stroie în vremea tinereții? Nu trecuse bine un an de când mă făcuse soața lui și jupâneasa Maria, mama lui Stroie, căzu bolnavă la pat, lovită ca de trăsnet. Picioarele o lăsare cu totul și nu se mai înțelegea deloc ce voia să spună. Stroie al meu, cum necum, știa o liniști din plâns și petrecea ceasuri întregi în genunchi la căpătâiul ei și o făcea să râdă sărmana. Râdeau amândoi și se înțelegeau în vorbe nemai pricepute de nimeni altcineva, așa cum o mamă știe mereu să vorbească cu copiii ei. Râdea și Stroie de parcă cine știe ce binecuvântare dăduse peste ei din senin.
dar eu îl vedeam când ieșea din odaia ei. Mergea încovoiat de durerea sufletului și se sprijinea de pereții casei mari până ajungea la mine. Apoi se îndrepta iară de spate și mă lua la pieptul lui să mă mângâie. Tot el, Saline, el care își vedea mama stingându-se, inimă care a știut numai să dea, nu să ceară. Of, of, Doamne, milostivule, ai mi-l în pază pe omul meu bun. Mi-e ciudă, Simă, mi-e ciudă că bunii pleacă mereu striviți de veacul ăsta hapsân și că rămânem sărmani de ei și de blândețe pe pământ. Mi se face frig, jupâneasă, mi se face tare frig. O să termin piatra asta lui Bărstroi și am să merg să-mi caut moarte cu folos. Poate m-o primi Dumnezeu lângă ei, de care atâta mi-e dor. Ba să rămâi, Niculae, să nu fii nevolnic, să stai aici unde te-a poruncit Vodă și să tot sădești frumos pe unde-i merge. Țara are mare nevoie de meșteșugul tău. Îți amintești ce spunea porunca basarabilor? Să prețuiești. Am ținut minte, jupâneasă, să prețuiești la fel de mult învățătura poporului tău ca și vitejia oștenilor. Fără una dintre aceste două, țara se va nărui. Dar tot acolo mai zice așa: să nu dai dreptatea pe pace, pentru că nedrepții se vor întări și cu timpul nu-i vei mai putea răpune, iar răul lor va împărăți lumea. Au rămas puțin viteji. E rândul meu de acum. Am împlinit și poruncile lui Vodă de destul amar de vreme. Iaca, a venit și vremea mea. Niculae, dar ce ai de gând să faci? Să împlinesc ce e de împlinit, jupâneasă, nu te teme. Știu eu bine ce mi-a scris. Dumneata spune ce să mai scriu despre Stroi. Atâta. Atâta, pietrarule. Atât. Dar sus de tot, pe piatra lui, să sapi frumos un bujor. Un bujor de piatră. Să știe oamenii care or trece pe aici că până la sfârșitul vremurilor dragostea mea pentru el nu s-o ofili. Dar dumitale, unde ai să fii, pietrarule? Doar nu pleci. Am să sap, de-ai să zici că-i vie, că acum am florit. Să nu ai grijă. Stroi a fost și al meu, nu doar al domniei tale. Stroie Buzescu. Doamne, cât am visat în anii pruncii să fiu ca el. Mă jucam cu săbiușca mea de lemn și mă luptam cu păgânii chipuiți din ciulini. Tata râdea, b-am făcut să-și pieptar din piele groasă cum purteau ei la luptă. Zicea să mă deprind cu ele, că la cât eram de zărghit, Vodă și Buzeștii aveau să mă ia lângă ei să fiu capitan de oaste. Ei, nu mi-a dat Dumnezeu așa cinste. El știe de ce. Ia ca termin și piatra asta. Mâine să o așezați pe mormânt și să o acoperiți cu flori. Lasă, jupâneasă, lasă, lasă.
Mai spune un lucru, rogu-te, dacă nu ți-o fi prea greu. Și să ierți că-ți cer așa grozăvie. Dar de la nei ca stroie mai am trebuință a învăța o taină. Vreau să pricep și eu cum se moare. Cum trebuie să ne ținem dinaintea clipei cele înfricoșate. Să mă ierți, Dadă, Sima, știu că doare. Nu te amăre, omule. Nu-mi face rău iscodeala ta. Stroi a murit drept, așa cum a trăit, cu scrâșne de dinți, cu ochii vii și mângâioși. Când felcerii din Brașov, la care îl dusesem să-i scape viața, ne-au spus că nu-l mai pot întoarce din drum, mi-a prins mâna și mi-a spus stins, de parcă ar fi știut dinainte ce gândeam: Sima, să nu-mi dați să beau licori din acelea dăhtăricești care amorțesc trupul și mintea. Să nu-mi faceți rușinea asta, să mă doară, că multe am de plătit. Iar când va fi să ajung la poarta Sfântului Petre, vreau să am mintea întreagă, să-i cer pace pentru țara mea. Cine știe, poate m-o asculta. M-auzi? Să nu-mi dați licori ca celor ce nu pot îndura. Iar dacă mi-ți face mormânt cu piatră, pe ea să scrieți în graiul nostru românesc, nu pe slavonește, că doar ca român am trăit și ca un român mă sfârșesc. Acum lasă-mă să plec și să nu plângi, Sima. Auzi? Să nu plângi. Tu ești jupâneasa Sima, soața lui Stroie, de l-a scos pe Mihai Vodă din ghearele morții la Călugăreni și s-a izbit cu tătarii la Teișani și a dus soliile țării românești la Veneția, la Praga și la Roma. Să nu plângi, Sima. Apoi a plecat cu zâmbet chinuit de durere, ca să ia cu el și durerea mea. Așa s-a stins. Dumnezeu să-l ierte. Ce suflet de urie și jupâneasă. Și noi cum om trăi de acum fără el? Așa au fost ultimele lui vorbe. Nu mă mir. Aprig om până la ultima suflare. Nu, pietrarule. Ultimile lui vorbe au fost așa. Cât ești de frumoasă, soața mea. Cât ești de frumoasă. Gata, jupâneasă. Socot că piatra lui Stroie să fie întocmai cum mi-ai spus. Uite, se însângerează dimineața cleștarul cerului. Zorii sunt aproape. De acum mă duc și eu. Rămâi sănătoasă, Simă, și să grijești mormântul lui Stroie cum se cuvine. Eu nu mă mai întorc când ți-o-i mai aminti să-mi pui și mie câte o lumânare
aici, în biserică. Rămâneți cu bine. Eu nu mă mai întorc. Unde pleci, Nicolae? Și ce-i cu sabia asta turcească, legată de șaua calului tău? Ori ai straie turcești din desagă? Doar nu te duci iarăși dincolo de Dunăre? Nicolae, ține-ți sufletul în pază, omule! Și rămâi cu noi! Rămâi acasă, nu pleca! Nu pleca și tu! Și să mai faci, Doamnă, tu, piatra mea! Și pe ea să-mi scrie așa: aici zace robul lui Dumnezeu Nicolae al lui Dobre de la Jiu, pietrarul. El a iubit țara românească.